Salut, prieteni! Subiectul următor este despre cei care nu au venit la spitalul Leo. Bine, acum eu nu judec, spun doar așa. Doar ce a vrut să spună Alina atunci, când a vorbit aiurea despre mine, dar n-a avut curajul să spună despre bucătarul, că de ce n-a venit. Că despre el era vorba în filmare. Credeți-mă că el era, despre bucătarul era vorba. Că, vezi, Doamne, nu mai mergea mașina, nu știu ce, la. Probabil că nu mai mergea mașina, nu știu, nu condamn pe nimeni. A spus Alin că ei când au sunat atunci le-a spus la ce spital, el e o nu știu ce. Eu zic că... Na, n-au vrut să vină. Să ce să facă, să îl vadă pe Leo 10 minute când putea să primească informații de la ei, dar probabil că nu i-au informat și patroana a zis că nu-i frumos, că n-au venit, că nu știu ce, că... Voi spuneți, dar când vă duceți la Sfâhaia, stați mai cu bucătarul. Așa că la voi nu e supărare, la voi e supărare mare când vine omul la spital, când vine un prieten la spital să viziteze pe Leo sau să dea nas în nas cu voi, este o problemă. Mai bine stai acasă. Înțelegeți? Vorbesc așa la general, nu despre mine. Nu fi avut motivul lui? Na. Eu am întrebat pe Alin, dar atunci, nici atunci la pușcărie, când a ieșit Leo, n-a venit. Și am zis, păi da, dar dacă voi nu anunțați, i-am anunțat Cristi, nu știu ce. Nu știi pe cine să mai crezi. Pe Alin, în orice caz, nu-l cred. Acum, na. Fiecare cu familia lui se poate vorbi și prin telefon, nu? Poți să zici, bă, uite, Leo e mai bine sau ce s-a întâmplat, că poți să dai detalii și prin telefon, nu? Dacă oamenii se interesează, de ce să nu dai? Nu trebuie neapărat să vii la spital cu portbagajul plin, cum vrea patroana. Probabil că dacă aș fi venit cu portbagajul plin, poate era mai bine, dar ce? La mine n-a fost problemă să-i cumpăr un Leo o apă, o lămâie, o portocală, ce am mai luat eu pe acolo, o rodie. Nu de asta duce Leo lipsă. Leo duce lipsă de sănătate. Nu vedeți că e mai cu probleme? Ce credeți că o să spun de mandolină? Nu îi trebuie lui mandolină. Și oricum face cea mai mare greșeală să o aducă acolo. O să fie condamnat de toți. Și oricum, de când a ieșit Leo din pușcărie, parcă e așa, nu știu, e mai rău ca niciodată. Adică acum are reacții. Cum le-ați văzut și voi. El are suflet bun, dar ar trebui să se poarte altfel cu cei care îl plac. Și mai ales să aibă o relație de prietenie cu mama copilor, nu? La orice pas. De-aia nu vrea nici Anca să vorbească cu el sau nu știu cum, sau cu patroana când erau acolo. Că, pe urmă, o să-și atragă antipatii. Înțelegeți? El, dacă era băiat cum ar trebui să fie și să termine cu mandolina, el avea nevoie de liniște acolo. Nu cred eu că Anca nu l-ar fi ajutat cu una cu alta. Dar na, ați văzut că are bucătăria lângă camera lui Leo, adică nu cred că era problemă de vreo mâncare, ceva, să nu aibă Leo. La doi pași nu mai ieși afară în frig, înțelegeți? Dar na, fiecare face ce vrea. Eu îmi dau cu părerea, nu jignesc cum fac alții de pe alte canale care se încurajează că ai făcut bine, că nu știu ce și pe dincolo. Ei sunt ăștia, a apărut
a apărut de curând, de câteva luni, și instigă la violență și încurajează oamenii care mă critică pe mine, care critică pe nu știu cine. Nu că doar critică, și jignesc. Înțelegeți? Oameni care n-au caracter. Că ei, vezi, Doamne, ei nu fac pentru nu știu ce, la la la. Și mai sunt unii care spun acum, apar la mine tot așa ca ciupercile după ploaie și îmi dau comentarii acolo că de ce vorbesc de ei, nu știu ce, la la la, că n-ar trebui să mai vorbesc de ei. Înțelegeți? Și dacă vorbesc de ei, cu ce te deranjează? N-am mai spus până acum. Nu trebuie să am și eu subiecte interesante cu ei, văd că lumea se uită la ei foarte bine. Dar de ce nu spui și, sau de ce nu spuneți aia care vorbiți aiurea, să, de ce nu spuneți, bă, că sunt persoane care spun, ți-au dat datoriile sau nu știu ce, a? Trei persoane o să-mi dea bani. Ce mai contează cine, că nu stau acum să, și când am fost la spital să ce, să cer? N-ai ce să ceri. S-a închis robinetul de mult la mine, să știți. Ăla a fost ultimul gest cu pisica. Înțelegeți? Atunci mă căutau. Era mai importantă pisica decât să-mi dea și mie un telefon să zică, bă, uite că nu știu ce și pe dincolo. Hai, vină pe aici sau hai să vorbim, hai să discutăm, hai să-ți dăm una alta. Așa că am tot dreptul să vorbesc, atâta timp cât nu jignesc, da? V-am mai spus, vreți să le pun porecle? O pot să zic. Sau să spun. Ce? Mă reține cineva să nu spun de Alin sau ce? Când văd ceva, zic. Ați văzut că nu m-am luat de copiii lor? N-am zis nimic de copiii lor? Că de ce nu se duc nu știu unde, nu mă interesează, e treaba lor, e problema lor, nu e treaba mea. Fiecare face ce vrea cu copilul lui, cu copiii lor, înțelegeți? Mi-a dat seama că nu e ok, nu vorbesc despre copii, că nu e nicio problemă. Eu iubesc copii, mie plac copiii și, na, acum fiecare părinte știe ce are de făcut. Nu judec. Nu dau cu păreri de genul, ales despre copii, că nu vreau să mă cer cu nimeni. Vă dați seama că dacă aș spune din comentariile pe care le primesc, nu e așa greu să spun. Dar, na, voi dați comentarii la ce vă interesează, întrebați, la ce canale vă uitați și asta e. Primiți răspunsuri de la ei, că eu nu cunosc. Și nu mă interesează, v-am spus. Înțelegeți? Îmi scrie asta acolo că de ce nu mai face patroana vloguri. Eu am văzut că a început să facă, nu? Dar de 10-15 minute face așa ce poate, că na, n-are ce să mai vorbească, pentru că haideți să vă spun. Ei nu mai au nici ei subiecte. Până nu este Leo de acolo din spital și ajunge acasă, că asta e haia, din câte am înțeles, acolo o să meargă, dacă nu și-a schimbat planul. Că mă gândesc că poate acum Mandolina o să-l primească la ea, sau la el, cum să-i zic. Că Mandolina este un el. Înțelegeți? Nu, aici nu mai e lumină. Deci dacă și-a schimbat planul, dar nu cred că și-a schimbat planul, pentru că el nu poate să aibă grijă de el. Înțelegeți? N-are cum vreodată Mandolina să aibă grijă de Leo. Că spunea înainte că îi dădea medicamentele, că nu știu ce. Ea făcea pe doamna doctor. Sau pe domnul doctor. Am văzut ce vindecătoare de minuni ești. Încât atunci când te-ai dus la turci cu ei, era să o pățească Leo rău de tot. Am mers în vacanță. Păi de ce credeți că am mers în vacanță?
Păi de ce credeți că a mers în vacanță? Normal că a primit cel puțin 2000 de euro doar ca să se ducă până acolo. Și pe lângă aia, ce i-a mai cumpărat Leo? Nu știu dacă i-a cumpărat blană, că n-am văzut. Blana aia care s-a afișat ea nu știu când. Nu știu dacă i-a luat-o Leo, eu n-am văzut așa ceva. Probabil că i-a fi dat bani să-și cumpere blană din România. Voi ce știți? Că eu n-am văzut vreo filmare cu blana ei. Ce a ascuns blana. I-a dat bani. A spus că își cumpără blană de acolo, i-au rămas banii ei, s-a făcut că plouă, stai că nu-mi iau de aici, stai că-mi iau din altă parte. Tot ca să facă rost de bani. Înțelegeți? Că ea trăiește din mila animalelor, pentru că toți banii care îi primește ea, donațiile, sunt pentru animale, nu pentru ea. Nici măcar o pâine n-ar trebui să-și ia, pentru că mai ia bani pentru animale. Să ducă la muncă, nu să ne arate nouă că se duce la birou. Ce birou? Vrăjeală. A avut și acces într-un birou și vezi, Doamne, gata, lucrează ea. Ea lucrează, mă. Mm-hmm. Ce lucra ea? Avea un laptop acolo la vrăjeală, poșeta în spatele ei, s-o ia imediat să fugă după filmare și ea muncește. Păi dacă muncea, de ce mai vin la Leo? A? Sau acum ar avea grijă să-l ajute pe Leo? N-are cum. Oricum ea știe foarte bine că n-are cum să stea decât cu Leo, așa că ea nu suportă nici pe Alin, nici pe Mihaela, nici pe Sică, care și Sică a mai zis una alta de curând, pe patroană nu mai zic. Poate pe Olga o suportă, dar cred că nici pe Olga, pentru că Olga mi-a spus mie că Mandolina i-a spus ei să nu mai vorbească cu mine. Vedeți? Tot încearcă ea să nu mai vorbească ăla, să nu mai vorbească aia. O deranjează că ei vorbesc cu mine. N-am mai văzut așa ceva. Ea crede că dacă zice ceva la cineva, e șefa lor. Așa vrea să pare ea că e șefa lor, dar totuși se pare că unele persoane cam reușește. Bravo, Cordelino! Ți-a ieșit pasența. Te-ai luat bănuțul. Ce te doare pe tine? Că doar nu te doare pe tine de Leo. Te doare să scoți bani de pe card. Cât ai scos acum? A? Că n-ai putut să te duci la timp. Într-adevăr, nu te-ai dus pe 22-23, că era Leo la spital, dar ți-ai făcut timp după aceea, nu? Băi, nene, deci hai să vă spun. Adică toată familia e acolo la greu și mi se pare normal. Nu trebuie să fie altcineva, nu știu ce, pentru că ei, na, în fine, le place lor să stea lângă spital și în incinta spitalului. Toată ziua, toată noaptea, chiar dacă Leo doarme toată ziua. Dar tu ca nevastă, na, tu o spui că ești nevasta lui și că îl iubești. Ai declarat că îl iubești când ai fost acum la Istanbul. Cum o să nu te duci acum la el? Acum, atunci când trebuia. Și să te duci acolo, să stai lângă el acolo. Să dormi lângă el. Bine, nu se putea, dar zic așa. Da? Stăteam pe băncuță acolo și așteptam. Da? Așteptam. Vorbeam cu doctorul. V-am spus, ea nici nu-l cunoaște pe doctor, nici nu știe numele măcar. 100% nu știe. Poate acum se interesează și ea. Ea ce știe? Să numere banii de la un om cu probleme medicale pe care le are și să-și bată joc de el. Asta face. Leo, din cauza ei, nu mai e cum era, bine, că din cauza ei a pățit ce a pățit. Înțelegeți? Tot ce i s-a întâmplat lui Leo, ea este vinovată. Da, 100%. Toți o acceptă pe ea, la modul că nu vor să se certe cu ea, nu vor să zică ceva despre ea. Dacă zic ceva despre ea, vă dați seama că se supără Leo.
Și pe mine e supărat. Normal că a avut cine să se ducă să-i spună, dar nu e nicio problemă. Dacă e supărat sau îi trece supărarea, din câte știu eu, lui Leo îi trecea supărarea, adică îi trece supărarea. Acum e supărat, peste câteva zile sau a doua zi, uită. Dacă o să țină supărarea mult și bine, nu mă interesează. Înțelegeți? Treaba lui. Fiecare își vede de drumul lui, de treaba lui. Nu stau în nimeni. Nu mă interesează decât persoana mea. Dacă am venit la spital acolo, am venit că așa mi se părea normal. V-am spus, eu am fost prietenul lor, dar ei nu i-am simțit să fie vreunul dintre ei prietenul meu, în afară de Olguța. Să nu greșesc. Deci Olga mi s-a părut și este cea mai bună prietena mea din șatră. Ea este singura care nu ține dușmănie, deci n-am avut niciun conflict cu Olga. Și când făceam eu prostii și cu înregistrări și cu astea, Olga știa că înregistrez, de-aia și vorbea că e bandită și Olga, nu e fraieră. Are ea nebunie ei, asta e. Seamănă cu Leo, dar Leo s-a înrăit de când a ieșit de acolo, de când a făcut ce a făcut, facultate, ca să zic așa. Deci de acolo a ieșit mai rău decât era înainte, bine, decât era, că nu era. Eu, când l-am văzut prima oară după ce a venit din America, că n-am putut să mă duc la pușcărie la el, pentru că eram în America, eram în Miami. Eu când l-am văzut total schimbat. Nu doar pe cameră, că mă uitam la vlogurile lui din America. Și vorbeam, am vorbit și pe live cu el. Dar, nu știu, mi s-a părut că... Eu nu cred că doar fierea l-a deranjat și din cauza la fiere era el nelișit. Nu! Și a schimbat comportamentul pe care l-avea înainte, când el trebuia să fie cel mai liniștit, să vorbească calm. Da, na, te schimbă o chestie de asta pe care, na, nu doresc la nimeni să ajungă acolo, ca să, na, sau să ajungă acolo, Doamne ferește, și nu am de ce să ajung, pentru că eu nu fac chestii urâte, sunt curat ca lacrima. Hai, sănătate, prieteni, sper că nu v-am plictisit. Am căutat subiect ca să vorbesc cu voi. Oricum, voi îi urmăriți pe ei. Și probabil că mă urmăriți pe mine, dar na. Adică mă veți urmări, dar faceți ce vreți. Nu trebuie să vă pierdeți timpul să vă uitați pe toate vlogurile. Pentru că e dificil și pentru voi. Și voi aveți familii. Vă duceți la muncă, majoritatea, nu? Mă gândesc, e greu. Am mai spus la cineva că m-a întrebat, că Cristi, ce faci în Miami acolo? Păi n-am spus în vlogul trecut, am spus că merg în vacanță. Da, merg în vacanță, îmi permis să merg în vacanță în Miami, care e problema? Îmi permis să mă duc în vacanță să stau 2 ani, 3 ani, 5 ani, cât vreau eu acum. Dacă vreau eu acum, mă duc și stau 5 ani. Adică îmi permit, nu e problema asta. Dacă se ivește ceva și vreau să fac nu știu ce, orice, fac, dacă e să-și îmi placă. Înțelegeți? Eu nu mă să muncesc, doar dacă se ivește, oricum se ivește, dar să-mi placă mie și mă duc. Da? Hai, sănătate și numai bine. Bam, bam. Vă fac reclamă la contul meu de TikTok, Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram. Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok. Sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hi, bam bam.